Peste 100 de târgujeni vor rămâne fără banii acordați de stat ca ajutoare sociale, alocații complementare și monoparentale, dar și fără indemnizațiile pentru creșterea copilului, pentru că nu și-au plătit taxele și impozitele locale. Dacă în perioada suspendării nu își vor achita aceste debite, ei riscă să nu mai primească deloc aceste indemnizații. În schimb, dacă își vor achita obligațiile la stat, li se vor înapoia banii opriți. La 1 februarie noi am avut 30 de dosare de ajutor social suspendate, 8 dosare de alocație monoparentală și 36 la complementară. Pentru indemnizația de creștere copil, din câte rețin eu, undeva la 22 de indemnizații urmau să fie suspendate prin decizia directorului Agenției Județene. Totodată, până în prezent, angajații Direcției de Protecție Socială Târgu Jiu au finalizat 900 de anchete sociale din cele 4200 pe care trebuie să le realizeze la cei care beneficiază de ajutoare pentru încălzire. Până acum nu s-au găsit nereguli în declarațiile beneficiarilor, dimpotrivă, 80 dintre ei vor primi sume mai mari pentru că au rămas și mai sărași după ce nu mai primesc ajutoarele de șomaj.